întors la Asia Express. Prima misiune de azi a trimis pe concurenți din Lao Cai la școala din Banfo. Primele patru echipe s-au calificat pentru jocul de amuletă în valoare de 1000 de euro, bani pe care nu-i pot folosi până la finalul cursei. Primele patru echipe, felicitări! Mulțumim! Este o amuletă importantă, pentru că e un bonus important. Pentru că orice bonus de acum încolo va fi un mare, mare avantaj în această cursă. Mai ales că mâine cineva poate obține imunitate. Mâine? Și garantarea unei vizite și în Laos. Ce drăguț. Până atunci, avem o întrecere. Lângă voi sunt copiii aceștia minunați, foarte frumoși. O să mă ajute Happy, ca de obicei. Bună, Happy! Hello, Happy! O să le spună să meargă în clasă, în afară de patru copii, care trebuie să rămână cu noi. Proba este următoarea. Voi trebuie să învățați cuvinte în limba vietnameză. Iar pe copii trebuie să învățați aceleași cuvinte în limba română. Proba va fi una de viteză, pentru că echipa care învață cel mai bine și cel mai corect va câștiga. Nu e corect și bine. Bye! 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 Bye, bye! Bye, bye! De data asta, nu copiii vă aleg pe voi, ci voi veți alege copiii. În ordinea venirii voastre. Laura și Ionuț? Eu aleg. Fetita, ok. Vica, Daniela? Băiatul aleg. Ok. Cătălin și Claudiu? Și noi ne alegem fata. Putem? Da, tu! Yeah! Ok. Come here. Ți-ai gura, mai aveai acasă de-astea? Le-ai luat pe toate. Puteți merge în clase. Succes, dragii mulțumim, mei! Mulțumim! Paticilor! Let's go! Let's go, my friend! Noi eram mulți și eram, ne plângeam că, bă, ne-e frig, ne-e dor, toate cele. Copiii erau toți în ploaie, în picioarele goale, niște papuci de plastic. Adică unii... cam ca ăștia? Roșie! Roșie! Bravo, mă, că vă-și gura voastră, vă iau acasă pe toți. E simplu, mă, că... Roșie! Roșie! În vietnamez? M-ai omorât. Cum? Tatuaj roșu. Am luat contact cu niște copii, foarte drăguți, foarte pozitivi. Cred că ne-au și încărcat după acele efort și nervii pe care am avut pe drum și oboseală. Eram muzi, eram atât de obosiți, încât copiii chiar ne-au dat un pic de energie așa. Măr! Cum? Măr! Măr! Bun. Măr. Și în vietnamez? Ta-tau. Adică te constipi de la el. Dacă mănânci măr, te constipi. Qua-tau. Condițiile rudimentare, dar totodată am văzut o clasă curată. Copiii la fel super inteligenți. Scriau, repetau după noi. Usturoi! Usturoi! Bravo, băi! Usturoi! Usturoi în ochii tăi! În vietnamez? Toi! Toi! Jucărie! Toi! Jucărie! Usturoi ne jucăm cu el! Usturoi ne jucăm cu el! Porumb! Am mâncat ăsta de am făcut bulbuș la burtă! Porumb! Bravo! Și în vietnamez? Porumb! Super simpatici, drăguți, cu zâmbetul pe buze. Bine, cred că și noi, dacă eram în locul lor, vedeam așa doi fermecați care stăteau în față și făceau bim, bim, cioam, cioam, pom. Așa cred că sunăm și noi pentru ei, fonic. Deci dacă ne dă usturoi și eu, i-am nenorocit. I-am omorât. Guguștuc ăsta! Porumb, bravo, porumb, bravo. Good, good, yes, porumb. Roșie. Ceapă. Ceapă. Ok, this? Ceapă. 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 Ceapă.
Ceapă! Hank, stai! Am intrat în clasă, au fost copilași drăguți? Da, am intrat în clasă. Emoționat. Da, ei erau emoționați că... Pregătiți-vă, brocați frumos, că au scos cele mai frumoase haine pe care o au acasă. Porumb! How stai, stai! Ia zi. Cum se numește ceapa în limba lor? Hanktei. Nu, tu închide ochii. Ceapa? Hanktei. Hanktei. How is this? Bak ngo. Ha? Bak ngo. Bak ngo. No? Stai mă că n-aud. Yeah. Bak no. Adică bak n-ai învățat. Bak no. N-ai învățat, da. Bak no. M-am gândit, bacu nu. Deci ce bacu nu. Ce la fel la nouă amândouă a venit în cap. Mă știu ce mai era... Coata, măr. Coata. 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 Da, coata. Coata. Eu cred că ani de zile am avut coșmarul că trebuie să merg la școală. Adică noapte visam că merg la școală și mi-era urât. Serios, deci nu mi-a plăcut. Cui a plăcut? Caciua. Caciua, de la caciula. Caciua. Cachua. Cachua. Cachuo. Sau cachuaua. Ah, te gândești la câinele tău. Cachua. Cachuo. Cachua. Cachuaua. Cachua. Tata întotdeauna a ținut, ținea cu noi. Adică și tata vreau să mă duc afară să mă joc, nu știu ce, lasă-mă, că nu am chef, acum să fac, nu vreau, nu am chef, nu știu ce, știi. Și el, ca să noi să putem să ieșim la joacă, ne făcea temele, ai înțeles? De le făcea greșit. Și a scris învățătoare pe caiet, nu le mai faceți temele greșit. Usturoi. Usturoi. Who remember? Usturoi. Are talent să predea. Da, vorbesc serios, adică cu atâta tactică și, cum să zic, claritate le explica copiilor. Usturoi. Usturoi. Aș pară o limba. Limba grea, pentru noi este o limba grea. Are cu totul altă fonetică, altă... sunt altfel de cu altă pronunțare, adică mi se pare foarte grea. Și altceva un tion. Coata, coacin. Și e cumva să putem să... Brațara. Brațara. We go? We go? No, wait. Bra. Brațara. 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 În vietnamez? Vong tai. Vong tai. Vong tai. Măr. Măr! 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 Ia! Ia! Măr! Cum? Tau? 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 Băi, în clasă a fost super tare. Cum steam copii, învățam acolo. Deci exact ca la școală. Exact ca la școală. Exact ca la școală. Ceapă. Ceapă! 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 Ok. Haintei. Haintei? Haintei. Haintei? Haintei. Noi am ascultat pe ei, ei pe noi. Bravo, bravo. Măr, bun. Vreți să vedeți în Vietnam sărăcie, să vedeți cum stau copiii desculță pe frigos la 6-7 grade, cum stau desculță și stau acolo în cămin, cum dorm acolo. Credeți-mă, nu este un lucru ușor. Tau. Tau. Haide-i, haide-i. Hai, bro, hai să mergem și noi. Hai, let's go. Thank you. Hai să mergem, bro. Hai să mergem și noi, da. Ce faceți? Bine, bine, încercăm. Încercați, da? Da, da, da. Ok. Cu cine începem cu Laura? Bine. Cu ca... Laura. Cochua. Wrong. Greșit. Acum o să întreb copilul, da? Ok. Oh. Uh-huh! Bravo! Ceapa. Ceapa. Parum. Pra! Nu cred. Brațara. Înapoi în clasă. Ok. Mai era... Nu înțeleg. Prea în clasă, greu, ca să aveți să învățați. Vino. Pe mine m-a penalizat juratul la o vocală spusă puțin ciudat. Caciu. Caciua. Caciu. Caciuo. Caciuo. Am intrat în clasă
am mai repetat cuvântul o dată, copilul a făcut ok și ne-am întors imediat la aprobă. Bapu nu. Liviu, ce avem noi aici? Ceapă. No! Yeah! Liviu în vietnameză. Da. Hai, de la haine, știu exact că ceapa e îmbrăcată. Hai în cioa. It's okay. It's not correct. Poți să întreb fetița, da? Da. Mă! Bravo! Măr! Bravo! Și? Rostie! M-a așteptat 5 minute așa. Hai. Eu știam toate cuvintele. Cu hain. Bravo, corect, hă? Ionut? Tau. That's correct. Laura? Cachua? That's correct. Ionut? Ching. That's correct. Bravo! Mamă, a fost un vibe acolo, un vibe pozitiv între copiii ăia. Începem cu Claudiu. Tau. Is good? Okay. Ok? Bravo, brother! Bine, brother! Bravo. Asta-i! Brother, stai. Spune eu că știu. Haide-i! Yeah, it's correct. Corect? It's correct. Bravo! Haide-i! Good! Brother, hai, concentrează. No! Bravo! Good! Yes! Mă. Bravo! Bravo! Mamă, bravo, băi! Thank you very much! Bravo! Mamă! Ceapă! Daniela? Hai! Cociung! Cutai! No, Daniela trebuia să răspundă. Cociung! Nu, cutai! No, it's wrong. I-am zis cociung, zicem, nu știu de ce, dai seama. Nu, dar ai învățat foarte repede. Am învățat, da. Nu, chiar ai învățat. Mie mi-a plăcut jocul ăsta. Eu sunt. Bra? Nu șoptiți. Bravo! Hai! Nu! Îmi pare rău, greșit. Vă întoarceți în clasă și învățați încă o dată... Pe ei, pe ea. Da, și voi, că Daniela n-a știut. Fetița n-a ghicit. A greșit din start. Dar oricum era ok, pentru că a greșit și Curdusa și a greșit și ea. Și ne-am întors în clasă și atunci m-am gândit cum să-i învăț pe ei repede și să repet și eu repede cuvintele. Și am zis, întoarceți-vă toți cu spate să nu se uite la tablă. Și atunci am văzut exact că asta noastră, pe care eu am ales-o prima, știe foarte bine, deci ai știut toate cuvintele, fratele meu, dar n-am văzut așa ceva. Și imediat, am luat-o imediat pe sus și ne-am dus înapoi. Daniela, ești pregătită, Daniela? Da. Ți-ai făcut temele data asta, da? Ce avem noi aici? Cutai. Bravo! Vica. Coata. Bravo! Cuaciung. Bravo, Daniela! Și Vica? Guantai. Nu! One tie! A? Corect! Bravo! Și acum întrebăm fetița. Concentrează-te! Ce emoții am avut! Mare! Bravo! Rusia! Bravo! Ceapă! Bravo! Și? Păru! Bravo! Ne-am dus pregătite, domne, temele făcută, nu de tata Cruduțe și chiar de noi. Da, bravo. Da, profesoară, poți să mă duc la toaletă? Nu, dragul meu, după ce ești din clasă. Mâinile la spate, vă rog. Putem să punem mâinile la ce spate vrem noi? Nu, la spatele vostru. Hai, mai la al nostru, că avem în față și e păcat să nu. Ai 2 euro la tine, tași dracu. Da.
așa că v-a plăcut întrecerea asta? Da! Da! Da. Da. Foarte mult! Ați văzut ce copii minunați ați găsit aici? Da! Da. Am fost foarte mândră de voi. Numai că... numai o pereche a fost cea mai rapidă. Și de ce te uiți la Laura? Și... câștigătorii sunt... Noi suntem câștigătorii, știu eu sigur. Bun. Două degete sus, Claudiu și Cătălin. Yeah! M-am bucurat enorm de tare. Chiar își doresc și să chinuie, pentru că... E și foarte greu lor pe autostopul. Au propus le eliminarea. Bravo, băieți! Bine! Știți foarte bine ce câștigați, nu? Imunitate? Nu, nu, nu. Amuletă, stați cu mine. 1000 de euro! Amuletă de 1000 de euro! 1000 de Bravo, băieți! Bravo, băieți! Excelent! Bravo! Bravo! Bravo, copii! Ceea ce am spus despre imunitate, o să repet. Este vorba de sfârșitul acestei etape. Atunci se va obține imunitatea. Ceea ce se obține acum este această amuletă de 1000 de euro și un avantaj. Și pentru asta invit echipa câștigătoare să vină puțin cu mine. Voi ceilalți rămâneți aici, da? Locul 2 poate să-i ajute? Locul 2. Nu. Nu-i să problemă. Fiți cu minți. Da. Ce putem să facem? Copilul ăsta cum ne-a ajutat să ne iasă din prima absolut totul. Suntem foarte mândri, foarte bucuroși și vă spun, mi s-a trezit în mie toată ambiția mea. Și eu acum să vedeți ce fac, nu mă trezează mult cu el la fugă și 20 km pe munți, numai să ajung în final, îmi doresc din toată inima să ajung în final acum. În următoarea cursă, toți vor pleca cu mașina. Și pentru asta, în fața școlii, s-au pregătit 3 mașini. În mașina numărul 1 va merge o singură echipă timp de 10 minute în direcția greșită. Cătălin și Claudiu se vor urca în mașina numărul 2, care va merge timp de 20 de minute în direcția bună cu încă o echipă. Iar în mașina numărul 3 vor urca 3 echipe care vor fi duse tot pe direcția bună, dar numai 10 minute. Bonusul fraților Moroșanu este să decidă cine și în ce mașină va merge. Voi trebuie să-mi spuneți cine sunt aceste echipe. Hai, mamă. Mamă, trebuie să ne luăm fața unul altuia, deși suntem prieteni. Este o chestie foarte ciudată în concursul ăsta. Te pun la încercare din punctul ăsta de vedere. Voi veți merge în mașina numărul 2, cu încă o echipă. Da. Care este aceea? La dreptul alege echipa care merge și o las echipa care o lăsăm, o încetinim. Claudiu? Daniela și Vica. Le luați cu voi, da? Da. Ok. Vreau să-mi spuneți echipa care va fi încetinită. Dorian și Mami. Păi să te uiți în privirea ochilor lor și le spui... E greu să te uiți la ei după aia. Băi, e o chestie urâtă. E greu. Doamne, deci te distruge psihic chestia asta. Pe mine mă bagă sub pământ. Dragii mei, veți pleca toți cu mașinile. Să știți că n-o să fiți duși cu mașina pentru o foarte lungă perioadă de timp, doar atât cât să vă încălziți puțin. A, nicio problemă. Dar cine și în ce mașină va pleca, Cătălin și Claudiu au hotărât. Eu vreau cu decapotabila. În mașina numărul 2 vor urca Daniela și Vica. Bravo! Este! E bine sau e rău că nu mai știu? Ei pleacă cu decapotabilă. Ei merg bine. În mașina cu numărul 1 va urca perechea formată din Dorian și Luminița. Bine! Wow, number one! Da, number nu te bucura. One, da. Nu zice hop înainte să sari groapa. Este troșcoletă de-aia cu groabă. Asia Express continuă. La 3, 2, 1, start! Haideți copii, haideți copii! Să fiți cu mine! Gata, din momentul acesta nu ne mai grăbim. Celelalte 3 echipe vor merge în mașina numărul 3. Niciunul dintre concurenți nu știe ce avantaj au Cătălin și Claudiu, ci doar numărul mașinii în care se vor urca. Pentru moroșeni, cred că bonusul a fost ordinea în care plecăm, viteza cu care merge mașina și distanța dintre mașini, adică timpul. Să moară Jacksana, nu mai pot să mă mișc! Bă, uite-vă că mor a fost drăguț și s-a gândit la maică-mea.
Și mi s-a umplut inima, știi? Și într-un fel trebuie să-i mulțumesc cumva când o să am ocazia. Greu, bă. Moroșan nu are strategie în cap, e clar. Pentru că deja toți avem strategii în cap. Și ne dă jos acum, deci gata, mă gândești. Îți dai seama, 100%. Prima mașină mi-a zis mai mult, a doua mai puțin și a treia și obligat. De-aia a făcut chestia asta. Cred că el a ales să meargă în mașina în care parcurgea drumul mediu. Cred cu tărie chestia asta. Și cred că i-a oferit lui Dorian și mamei sale ocazia să parcurgă cel mai lung drum. Am plecat super încărcați negativ pentru că echipele care aveau o verigă slabă au fost avantajate. De ce Dorian nu s-a dus cu Lora? Deci eu asta n-am înțeles în parțială. De ce treabă are Dorian cu Lora? Ce pui în te întrebări? Am înțeles, a fost din asta înțelegere tăcită. Ei, practic, ne-au dat o mână de ajutor și ne-au lăsat să fim în avantaj. Restul, când au fost împărțite cuplurile, nici nu prea am înțeles, nici nu prea m-a interesat, sincer. Da, nici pe mine. Traseul corect al următoarei curse se desfășoară pe o distanță de 110 km, pornind din Banfo, înapoi către Laocai, de unde vor avea de continuat autostopul către punctul de întâlnire din Tavan. Echipa lui Dorian, fără să știe, merge în direcția opusă timp de 10 minute. Vai, nu-mi vine să cred că pe aici am venit pe jos. Bă, băiatul, uite cât am venit pe... Nu, mama, am luat-o pe alt drum. A, e altul? Dar nu te interesează pe unde e, te interesează, mamișor, unde trebuie să ajungi. Noi avem direcția Laocai, da? Și din Laocai vom ajunge în Tavan. Și începusem planurile. Făceam calcule și la un moment dat... mi-a străfulgerat capul ideea. Asta dacă nu cumva ne-a pus Moro într-o mașină șmecheră și ne duce în sus. Pentru că mi se pare că urcă, boss. Dar noi de ce urcăm în munți? Că totuși la Ocai din care venim și în care trebuie să ne întoarcem, era la vale. Și mie mi se pare dubios că noi urcăm în continuu. Nu te mint. E greu a crede că o să ne ducă mașina asta înspre avantajul nostru, atenție, în munți. A, ce ai, măre? Asta e tot, John? Atât? N-a durat mai mult de 2 minute până când să oprească șoferul în creierul munților și să ne dea un plic alb pe care când l-am deschis am citit: mașina voastră nu merge unde trebuie, sincere păreri de rău. Jos din mașină și luați-o mai bine în direcția opusă. Deci ți-am spus că ne-a făcut o Moro. Moro, îți mulțumim, frățiorul, înseamnă că ne consider competiție, John. Și atâta timp cât sunt cu maică-mea și ne consider competiție, înseamnă că suntem forță, băi. Chiar refuz să vorbesc despre această decizie. Este un joc și Cătălin are interesul să-l neutralizeze pe Dorian. Asta este, mamișor. Hai jos, ghiozdanele în spate, dă-mi-l mie pe-al tău, duc. De acum nu mai așa voi face, pentru că suntem mult mai eficienți. Ne-am pus ghiozdanele în spate și i-am dat la mers. Moroșene, moroșene, te mănânc, ursule! Mă, din chinin să câștigăm și budea așa facem tot felul de chestii. E o chestie foarte ciudată. Suntem prieteni în același timp, concurăm. Foarte complexă emisiunea asta. Îți dă la psihic din toate punctele de vedere. Eu vreau să câștigați. Și eu la fel vreau să câștigați voi doi mereu, să câștigați tot. Da, mă, și noi la fel. E normal că le-au luat în mașină pe Vica și Daniela, pentru că ei nu au cum să o simtă pe Daniela competiție niciodată. Oh, da, cu ce am greșit? Tare-s curios. Unde o să dormim la noapte? Niciunul din cei 6 nu și-a dat seama că mașina în care se află i-a dus timp de 10 minute în direcția bună. Din punctul în care vă lasă șoferul, trebuie să porniți în direcția Laocai, adică să ne întoarcem de unde am venit. Din Laocai continuați drumul spre Tavan, Laocai. Drum bun, super. Bă, de ce ne-a pus pe noi Moroșan în mașina numărul 3? Pentru că noi am ajutat pe ei la început. Că suntem considerați o amenințare. 3 echipe foarte puternice, lăsate în același loc. Și pentru mine asta înseamnă că și-am dorit să ne rupem bucăți unii pe alții. Baby, la Ocai! La Ocai! La Ocai, please! Du-te, noi, du-te! Du-te, la Ocai, la Ocai, la Ocai! Nu cred! La Ocai? No. Eu îi dă-l păs la Gealer, gamă! Eu am reușit să opresc un autobuz, dar Aluca fugise și ea spre autobuz. Și Ionuț a pus piciorul înaintea ei. Eu l-am oprit, mă, Raluca! Era mama ei de mașină. Eu cred că în momentul ăsta noi trebuie să luptăm foarte tare pentru imunitate și cred că lacrimile vor fi din ce în ce mai puține. Și dacă unii vorbesc de lacrimi aduși cu mașina pe direcția bună, ce să mai spună Dorian și Luminița, care au demers pe jos prin munți?
A mers, ne-a venit acuri în munți, în creierii munților și ploua, ceață, frig. Nici nu vreau să știu câte grade sunt, că cred că mă panichez mai tare. Mamă, cât ne-a dus! Ne-a dus în bătaie de joc. Ne-a dus Moroșanu, boss. Ne-a dus în bătaie de joc. Măcar admirăm peisajul, uite și tu ce. Dar nu prea e cum să te bucuri de peisaj când știi că ai de coborât câțiva kilometri pe jos cu două ghiozdane care fac cam 25-30 de kilograme. În capul meu era numai, mamă, cât mai avem până la școală. Am văzut și Borna la un moment dat, care mi-a dat universul peste cap. Dracu să ne ia. Ăsta se numește de-a dreptul sadism. Sabotaj! Sadism. Mi-ai sabotat, vagabontule! Te vede o țară întreagă că ai trimis om de 60 de ani în direcția greșită! De frică! De frică, moroșene! Cei mai avansați pe traseu sunt moroșenii și Daniela și Vica, care au fost aduși pe direcția bună timp de 20 de minute. A venit momentul să continue cursa separat. Bă, succes! Să căutăm! Succes! Hai că ne căutăm! Succes! Pa. Stai că-ți plouă ca să mergem toți. Eu cred că mașina lor, fiind câștigătorii, au fost lăsată mai în față un pic. Ne-au ales pentru că suntem dragi. Da, normal că o să le mulțumim. Logic. Tu la Ocai? 70 km. Ok, can you take us 20 km? Yes, you. Ia să întrebăm. Man, ok. Ok? Ok! Ok! Yes! Primul întâlnit, primul luat. Cum a plecat iar, mă? Nu știu, frate, cum tot timpul pleacă ele, mă. Pur și simplu, nu am gândit, am spus ce mi-a ieșit. Voi veți merge în mașina numărul 2, cu încă o echipă. Daniela și Vica. Le luați cu voi. Da, trebuia să alegem strategic, dar am ales ce mi-a venit la gură. Ele au mult mai multe șanse ca noi și au plecat în fața noastră. Deci asta este conform cu concursului. Hai, bro! Le punem în spate bagajele, ai loc, stai liniștit. Am oprit în intersecție un domn cu o cisternă, iar a fost super ok. Nu i-a întrebat nimic ca pe drum? Nu i-a întrebat nimic, deci n-am vorbit nimic cu noi, deci relax total. Păi noi n-am avut niciun avantaj ca și gata, decât că am avut 20 minute înainte, frățioare. Ei, brother, tu, da, depinde. Vezi umanul în cea mai oribilă ipostază. Să știi că ne chinuim. Păi, frățioare, înțelegi ce am ales, l-am ales Florian? Da, din el, sub mor dacă am înțeles acum. Ai înțeles de ce? Am înțeles decizia, sincer. Păi, frate, dar cât s-a dus extraordinar. Ai obosit? N-am obosit, dar nu vreau să mor. Până când nu voi ajunge în țară și voi vedea emisiunea, nu vreau să cred că a decis asta conștient. În mașina numerotată cu 1 vor fi duși 10 minute într-o direcție greșită. Dorian și mami. Bă, nu vreau să cred că ai făcut chestia asta conștient. Mă, nu vreau. Mă, uite, îmi dau lacrimile, ți-o spun. Eu te iubesc sincer, John. Dar dacă ai făcut chestia asta, îți spun atât. Gândește-te că eu aș fi pus-o pe mama ta în predeal, pe ploaie, să meargă pe jos până în Sinaia. Nu am nimic nici cu el, nici cu masă. Dar când îl văd că... Băi, frățioare, că știu, când văd că eu competiți și văd cum nu-i șchiop, parcă aș prefera, într-un fel, să-i curb suferința, nu știu cum zic eu ție, nu știu, sună prea frumos, dar... Știu că nu sună prea frumos, dar... Sunt deloc bine. Am înțeles ce vezi. Mă, asta e școala? Bineînțeles. Going to Baja? Baja? Hello. Please. Please, mea. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Come on. Dacă era nevoie să mai mergem încă 5 km pe jos, mergeam. Nu conta că ploaie, nu conta nimic. Și vezi că tot acest dezavantaj poate fi reglat mâine dimineață. La Ocai! Deși pe traseul bun, autostopul e un chin pentru unii în anumite condiții meteo. Bine, dragilor, că iar nu mai plouă. Știi că dacă ploua rău tare, era o problemă mare. Dar așa e foarte bine că nu mai plouă. Ai spus-o? Vai! Vai, viața mea, ce aș mânca o ciocolată, nu pot să cred așa ceva. Hello!
Stai, eu fac autostopul, tu ia ce vrei să iei. Vezi că vine mașină, stai acolo. Tot Ana a găsit mașină, așa că te rog frumos. Ce? Ce? Te-am trimis să faci. Tu căutai chipsuri nebună. Bă, și ți-am zis, eu caut ciocolată, ciocolată și pac, au venit băieții. Păi nu cauți numai tu de acum încolo, stai liniștit. Hai să mergem să ajungem în intersecție. Hai mă, să întrebăm, nu? Nu, nu. Mamă, mamă, baby, ai o energie. De ce te bași peste mine? Ești foarte negativist și nu-mi place de tine. Normal că am fost afectat. Mă bucur foarte tare pentru Moroșeni. El nu are nicio vină. În schimb, eu nu sunt ok. Fii pozitiv. Nu pot. Te rog eu, fii pozitiv. Pa. Baby! Nu lasă. Numai voia comunicare. Și eu am încercat să nu îl las să mă afecteze. Baby, ne prind oamenii din urmă, nu pierdem timp, hai în intersecție. Nu mă dă înapoi. Baby, ascultă-mă puțin. Hello! Baby, the car? Baby, poți să mă asculti o secundă, te rog? Vin oameni din spate și o să pierdem intersecția. Treaba ta! The car? Nu mă dă înapoi. Este pierdere de timp. Baby, ești atât de negativist. Înțeleg că ești supărat, dar nu e normal. Că mi-am dorit foarte mult experiența asta pentru noi doi, ca și cuplu. Ori e un test al relației noastre să ne confirme că știm bine ce știm unul despre celălalt, ori va scoate lucruri la iveală pe care nu le știm unul despre celălalt și încântați de cunoștință, ce să zic eu. Fii pozitiv, zâmbește și fii pozitiv. Laura are o putere mare asupra mea și, într-adevăr, dacă ea îmi spune vreodată orice, eu voi face ca ea. M-a cam deprimat ziua de azi. Chiar m-a deprimat puțin. Bonusul a fost să plecăm noi ultimii. Păi nu, dar... Sunt puțin dezamăgită, lasă-mă, nu, asta te rog. E problema. Lasă-mă puțin, te rog. Poftim? Sunt puțin dezamăgită acum eu așa. Acum te-ai trezit să fii dezamăgită? Nu, da, acum, că sunt în mașină. Când sunt pe drum, scopul e să găsesc mașină. Suba, mi-ai... Please, sir, it's raining, please. Am oprit 8 mașini, 8 au fost toate ce au trecut pe drum. Niciuna n-a vrut să ne ia. Eu nu mai pot să urc, omule. Nu mai pot. Nu mai duc. Am luat-o pe jos. Cred că am mai mers vreo 10 km pe jos. Ce sărăcie asta aici, bă, nici nu-i nimeni, bă. Nu-i nimeni și plouă, Google. Astăzi a fost o zi grea. Am simțit... Cea mai grea. Da, cea mai grea zi. Sleiți de putești, așa. Astăzi așa m-am simțit și eu. Ăia sunt cu camera mea acolo. Ce-ai mâncat, zici, gura ta? Nu mai vezi bine, e obosit. Ce, m-am văzut capul ăla aici, bă. Dar ce de aici nervos așa, mă? Ești iritat? Păi mă, vezi că sunt drăguț, râd. Hai că oprim, hai că... Am zis, ți-am văzut capul ăla. Ce ai, bă, ce-i cu tine? Mă, vezi că trag de mine, că-s drăguț. Hai de căzut așa, mă. Revin. Uite pe Liviu și pe Andrei, sunt foarte fericiți, suntem cu familia. Ok. Come on. A, uite, mă, bă. Dar nu pot să ies, mamă. Care au fost în ultimul. Bă, mi-au dus 5 km în munte, în sus. 5 km pe jos cu două ghiozdane, Moroșanul. Ce bine vă face. Ce să zic eu? Nu ne învinge nimic. Nu cum sunt unii de spice prin pături, brother, eu primul undeva la un sat. Noi trebuie să ajungem, scoborâm toată asta, că altfel am scăpat. Mamă, boss, nu se vede nimic în față, efectiv. Da, mă, suntem într-un nor, iarăși. And you know how to drive? Știe, că are permis. You can show me? Baby, cu copilul, măi, știi că soarta ne duce unde trebuie. Dar soarta are ironiile ei la Asia Express. Ia. Ia. Cursa se oprește acum. Care cursă? Că noi n-am fost în cursă. Ar fi bine să vă găsiți cât mai repede un loc unde să dormiți, pentru că mâine dimineață cursa reîncepe la ora 5:45 de minute. Ține-ați. 5:45. Foarte mișto, Gina, îți mulțumim mult de tot. Ce să zic? Simpatică foc. Oprește aruncul la căței. We must to stop and get down. Thank you. Ah! Unde credeți că ne dăm jos? Fix în mijlocul pustietății, băi, oamenilor. În munte. Bă. Bă, suntem în mijlocul pustietății. Ce naiba facem noi acum? Hai că de când îmi doream o plimbare, nu pot să explic. Și unde rămăsesem?
Rămăsesem în drum. Laucai! Unde ești? În nori. Aici era norul, aici eram noi. Una cu două, că căutăm și noi ceva cazare. Hai. Coborăm și noi până în primul sat. Hai. Tot pe jos, că astăzi am mers mult pe jos, ne place. Îi dau un mesaj Ginei. O aventură, yeah! Urcă în mașină și hai să dăm o tură, yeah! Spune că și tu îți doreai. Dara papa, hey! Tararara papa, tararara papa, hey! A fost foarte nașpa azi. Deci pe mine, eu mă simt pedepsit, adică... Noi am coborât din mașină în munți. Nimic. Tot ce am găsit pe drum au fost un fel de hambare. Nu trebuie decât să ne punem saci de dormit și atât. Este o mizerie peste tot. Sunt șobolani mari, mari, dinozauri. Te mănâncă, te papă. Nu pot să stau aici, că nu trebuie să stau eu aia. Nu e loc, adică nu e corect, nu e fair. Locul ăla pe drum nu era locul meu. Eu nu de-aia am tras ca un nebun, ca stau aici. Eu alerg ca să fie bine. Can we ask somebody where is the hotel in the area? Because we have to sleep here. Era unul, hai la noi, Doamne, când am văzut cum arată... Du-te-mă de aici cu cocioaba ta, bă, în mizeria asta. E foarte multă mizerie peste tot, e sărăcie lucie aici. Mi-e și frica și este periculos. Deci aici este ceva... De ceva mai rău n-am văzut să mor eu nici măcar la... Nu știu unde, la Cuca Măcăi. Doamne, ferește, deci nu... Eu nu dorm în așa ceva, eu mă culc pe stradă, în calului. Please. Gogule, uite ce e aici, ești nebun. Geci, carne, vine de toate, Gogule. Am învățat că trebuie să prețuiesc fiecare lucru pe care l-am acasă. E greu să nu ai bani în buzunar, e greu să te rogi de cineva. N-am avut, dar am avut 2 lei și dacă n-am avut 2 lei, am prostit pe unul română să-mi dea 2 lei. Hai, atacăm. Puteți să... Hai, sir. Vine un pic să... Hai, că și așa erai singur și te plictisei. Hai să vezi ce mișto acum. Hi, sir. Hi, sir. We are in a race. This is a TV show. We are TV show. And we want to sleep. To sleep. To sleep. Please, sir. Sir. Sir, it's okay? Okay, sir. It's okay. Come on. Come on. Okay, sir. Come on. Yes, aici. Ok. Dă-l jos aici. Ardel Pănașu. E misiune pe care trebuie să o iei ca atare, să încerci să te descurci așa cum poți și să ai tertipuri. Stai așa că e mai impresionant așa. Sinceau? Hello? Ah. Place to sleep, please. No money. TV show, TV show. Please. 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 Mea. Să zice, suntem obosiți, că văd că rupe engleză. Oh, thank you, thank you, thank you very much. Nici de cum nu mă așteptam să fie atât de greu, nici de cum nu credeam că o să fie atât de haotic acest concurs. Sper să facem față cât mai mult, nu vreau să ies. Oh, Doamne, nu pot să cred așa ceva. Oh, Doamne, oh, e cald, mamișor, aici. Și cald aici. Da, doar că n-avem baie, dar nu mă interesează, că trebuie să fie pe hol. We need to sleep here. No? No? Stai că mă dorm. Hey! Super, hai! Let's go! How are you, where my is? Friend? You call hotel for us? Yes. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Thank you! Ne-a vorbit la hotel pentru thank noi. Thank you! Ia că te-a plătit hotelul omul. El a stat după noi. Și ne-a aranjat hotelul. S-a dus înaintea noastră la hotel, ne-a plătit hotelul. A fost atât de drăguț. M-a stat după noi cu mașina. Tot drumul, ca bodyguardul, până noi am intrat la hotel și deja ăștia au avut cheile pregătite. Ok, ok. Ah, ok. Asta e. Ți-a plătită? Da. Șoferul a plecat, dar chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua de azi. Am avut noroc să ne întâlnim oameni foarte, foarte mișto. Farmecul echipei Daniela și Vica a mai făcut o victimă. Șoferul care le-a adus cu mașina le-a scos din mizerie. Mai cu un tram de noroc, mai cu chinuială, toți au reușit să-și găsească cazare. Aproape toți. Am continuat să mergem și am mers și am mers și am mers. Iată că am ajuns într-un sat. Hello? Hai, mă, ce-i? Hello? Do you speak English? English? Vietnam? TV show. We need to sleep.
Hai, baby, că nu înțeleg. Hai. S-a întors cu spatele, au plecat. Hai. Eu în 30 secunde o să cedeze în urmă. Că e, nu e bine. Baby? Eram rupt, frânt, de la ploaie, de la tot. N-am mai vrut să-mi caut cazare. Nu, n-am mai vrut să-mi fac nimic. Eu va trebui să fac în așa fel încât să își regăsească motivația. Hai. Pentru că oscilează. Sunt bine, sunt perfect. Căutăm cazare, zâmbim oamenilor. Mai avem două case. Dacă nici asta nu ne primesc, dormim pe stradă. Fiți atenți. Hello! Hi! Este penultima noastră speranță, fii atent. Nu mai sunt case. Hai că nu e nimeni, gata. Sunt închiși în casă undeva. Sleep. 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 It's ok? Yeah? Where? Thank you. No, we. Fix după ce m-am zenuit, am găsit cea mai tare cazare de până acum, cu cei mai mișto oameni, cu cea mai bună mâncare, cel mai frumos. Niciunul din familia la care ne-am cazat nu vorbește o boabă de engleză. Dar cu toate astea, sunt minunați și ne înțelegem super. Toată ziua a plouat, am plouat, mi-a fost frig, am paralizat de frig și sunt obosit. Nu înțelegi nimic. Rucsacul în spate, greu. Ferească Dumnezeu, nu cred că cineva, dacă bați în România la ușă, cineva zice. Nu știu să vorbești cu el. Să-ți fac așa la sfârșit, zici. Intră în casa mea, copiii mei, să te arate așa copiii mei. Uite, copilul meu. We need a place to sleep. Avem nevoie de un loc să dormim. Sleep. Here. Yeah? 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 Ok, let's. O să dormim aici. Tot ce au este doar această cameră. Patul este... în spate, e un pat în care dorm 4 persoane, o familie de 4 persoane. Și pe jos aici probabil vom dormi noi. Thank you. Come on. Very important. Chiar de bunica cu toți dinții a trei. La stilul lor de viață, cel mai mult m-a impresionat faptul că ei sunt niște oameni înainte de orice. Ne-au dat ouă prăjite. Când am văzut ouă prăjite cu omletă cu ceapă. Omletă cu ceapă verde. Mamă, super bună, mâncarea a fost super bună. Doamne, ce mâncare bună, nu vine să cred. Doamne, sorească Dumnezeu, ce bunătate, Doamne! Jur că a fost cea mai bună masă noastră. Cea mai bună. De departe, ouă prăjite, frate. Ana, Raluca. Your name? Naho. Laura. And you? Zung. Raluca. Raluca. Ah! Ți-a dat ciocolata direct. Ce oameni simpli și super frumoși. Și au împărțit și ciocolată și mâncare și tot cu noi. E Vietnamul așa cum e el. E greu de crezut că oamenii pot trăi în felul ăsta, dar uite că se poate și au așa o aură în jurul lor. Și locul ăsta e foarte încărcat de iubirea lor, nu știu să zic. Adică așa mi se pare. A fost o zi grea de aia. Da, am avut o zi grea. Iar în momentul în care întâlnim oameni de genul ăsta, chiar este emoționant. Îmi bate și pe ei. Norocul îți va ieși în cale, nu sta să te caute el pe undeva. Am enervat, am bombănit-o drumul. Și când am ajuns aici, mi-am dat seama că sunt ultra prost, că e foarte tare, de fapt. Și în seara asta eu cred că am câștigat. Clasamentul de moment pe harta de traseu se prezintă astfel. Primele sunt norocoasele Vica și Daniela, urmate de Moroșeni. Cu toate că au găsit greu gazdă, pe locul 3 se află Raluca și Ana și foarte aproape de ele se află Lora și Ionuț. Ghinioniștii zilei sunt Dorian și Luminița și băieții Liviu și Andrei, împărțind locurile codașe. Uite ce praf e. Nici măcar nu intră degetul cât de adânc e, că strat de gros. Puh, camera e nașpa rău. Groaznic, n-am dormit în viața mea, nu. Vă spun sincer, în asemenea condiții. Adică noi facem nasuri la hoteluri, dar eu nu vreau să mă gândesc cum stau ai noștri. Băi, ești tărit. E
E cam frig aici. Nu are căldură deloc în această casă. Doar boiler, pentru că aici n-a fost niciodată frigul ăsta. Sper să facem o baie bună. Cum? Doar vreau să știu un singur lucru. Cum te dezbraci tu și faci duș și bormă vii cum? Aici. Hai, uite așa. Ia un pic de căldură, nu mai tot. Azi nu fac baie, sunt un împuțit. Ne băgăm aici și am training și am terminat bălciumă. E un frig de c***te. Eu dorm, știu, dorm îmbrăcat. Dar și eu dorm îmbrăcat, broadere, dormi amândoi îmbrăcați. Deci nu mai există așa ceva. Ia să vedem. Asta e perna, știi? De fapt, este o pătură împăturită, știi? Aici dormim noi. Cred că dacă ne chinim un pic, cred că vom face și un duș. Cana. Atâta s-a putut, atâta s-a făcut. Două bucăți pat. Fes și doar lui Adidas și dat jos. Adidas și dat jos și atât. Astea sunt condițiile în care vom dormi. Vă pup. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. La revedere. Alergăm ca puimaci, zici că suntem sălbatici, doar să alergăm cu astea în spate. Încolo, frate! Nu nici că încolo, că pe acolo l-am văzut. Casa, aș gura ta, n-ai niciun drum. Nu înțelegi, n-ai niciun drum. Mica, ia-o cu tine! Hai, Daniela! O iau și pe ea? Eu nu mai pot și ai luat-o greșit. N-am luat-o greșit. Ba da. E pe partea aia, lacu. Hai. E bunule care ești. Ține-mi plana asta aici. O să ne ia toți înainte. Nu mai pot! N-a mers nimic.